Cu un an în urmă, declarațiile unei asistente ATI COVID de la spitalul din Sibiu șocau publicul. Interesul era să-i sedăm, să avem liniște și pace. S-au pornit anchete, s-au făcut cercetări, a spus ea adevărul. Deci citim în fiecare zi la decese, asta citim, cifre. Dar pentru ei, un tată, un bunic, un părinte. A fost mistificarea. Ai grijă ce ai declarat, toate aceste lucruri se pot fi îndreptate împotriva ta. Răzvan Butaru caută răspunsuri îndelung așteptate. Pacienții din linia întâi. Duminică la 6 seara pe TVR1. Dosar România.